Domnilor și domnișoarelor și domnilor, bună ziua! Aici aș vrea să închei serialul consacrat problemei găgăuze și activizarea separatismului găgăuz în raioanele de sud a Republicii Moldova în ziua de astăzi. Activizare care se află într-o legătură directă cu conflictul ruso-ucrainean. Încă în anul 2014, în sudul Ucrainei, urmau să fie formate mai multe republici, așa zis, populare, care își aveau hotarele lor în regiunile administrative ale Ucrainei. Lugansk, Donetsk, Zaporojie, Nicolaev, Odessa, Dnipro, Harkov. Dar una dintre aceste republici populare urma să fie formată în partea vestică a regiunii Odessa, în bujacul ucrainean. Și ea urma să se numească Republica Populară Basarabia. Ceea ce este important, că în această republică urmau să fie incluse și raioanele sudice ale Moldovei, inclusiv teritoriul Găgăuzerii, raionul Taraclia și Cahul al Republicii Moldova. Și desigur că în această Republică Populară Basarabiană, luată în ghilimele, rolul principal îl urma să-l joace minoritatea găgăuză. Asta era un proiect care adula, așa cum spune așa, intențiile separatiste ale liderilor de la Comrat. Iată de ce ei se pronunță cu atâta frenezie în favoarea poziției Moscovei în conflict. Iată din ce cauză ei manifestă o politică, așa cum spune așa, de frondă, de sfidare a autorităților de la Chișinău, inclusiv și a președinției Republicii Moldova. Să nu uităm că găgăuzii mai sunt sprijiniți și de către Turcia, care în ultimul timp joacă un rol de supraputere regională în regiunea Mării Negre. Și nu numai. Președintele Recep Erdogan, supranumit și Sultanul, el visează la formarea unui, așa spune așa, uniuni de state și popoare numită Marele Turan. Dacă vă aduceți aminte din primele două epizoade, eu am spus că în Evul Mediu, Marele Turan era numită stepa aceasta care se întindea de la Oceanul Pacific până în sudul Ucrainei, odată populată de popoarele și triburile migratoare vorbitoare de limbă turcice. În această uniune urmau să intre Azerbaijanul, republicile ex-sovietice din Asia Mijlocie, popoarele vorbitoare de limbă turcă din Federația Rusă, bașchirii, tătarii, iacuții, tungușii și așa mai departe, uigurii din China, precum și populația vorbitoare de limbă turcă sau islamizată din Europa. Aici este vorba de tătarii din Crimeea, găgăuzi, bulgarii turcizați din sudul Bulgariei, regiunea Kerdjali, albanezii, kosovarii și populația sârbă islamizată din Sanjak, precum și bosniecii din Bosnia și Herțegovina. Iată așa un quasi-imperiu
uriaș din care s-ar fi întins din sudul peninsulei balcanice până hăt-hăt la Oceanul Pacific. Iată de ce Turcia participă cu sume destul de considerabile la dezvoltarea economiei, găgăuzerii, infrastructurii, renașterii culturale, învățământului și așa mai departe. Pe față, cei drept, ei își exprimă adeziunea față de integritate teritorială a Republicii Moldova și a Ucrainei, inclusiv, știți, poziția Turciei față de Crimeea. Dar, în realitate, turcii, la fel ca și chinezii, ei joacă rolul celui de-al treilea care se bucură. În urma conflictului ruso-ucrainean, slăbesc cele mai puternice țări din sud-estul Europei. Este vorba de Federația Rusă și Ucraina în lupta, în războiul acesta fratricid. Între timp, China se întărește tot mai mult și mai mult în Asia Mijlocie, iar Turcia respectiv își scoate dividendele sale în Siria, în găgăuzerii, își lărgește influența sa în sudul Balcanelor și așa mai departe. Poftim. În acest context, eu știu, ar trebui să ne consolidăm. Să ne consolidăm în jurul autorităților centrale de la Chișinău. Ne place sau nu ne place situația economică care este la noi, dar este o situație foarte grea. Dar în fine, în această situație de criză, nu este atât vinovată autoritatea centrală, cât războiul din Ucraina și politica Kremlinului de șantajare a statelor din Europa și a Republicii Moldova inclusiv, cu ajutorul resurselor energetice. Deci ar fi cazul să uităm de disensiunile politice dintre noi, de disensiunile regionale și să ne consolidăm în jurul puterii. Să nu să ducem o politică de explicație în rândul celor care s-au lăsat induși în eroare de populismul partidelor proruse, să o spunem pe șleau trădătoare, și să contracarăm separatismul din sudul Republicii Moldova printr-o poziție fermă, consolidată a întregii societăți civice din Republica Moldova. Vă zic la revedere!